Știi, ridică diavolul spânzurătoarea, să o vezi, vezi Mardoheu, vezi Tonice, cancer ți-am pregătit, vezi Tonice, hulă ți-am pregătit, vezi Tonice, nenorocire, vezi Tonice, faliment, vezi Tonice, o să se întâmple cu tine, vezi, vezi, vezi și îi spun mereu dracului, e pentru tine, e pentru tine, e pentru tine, e pentru tine, e pentru tine și o să fac un cântec cu e pentru tine. Sâc, 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 e pentru tine. Sâc, 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 e pentru tine, diavole. fă pe dracu să-și bage unghia în gât. De ciudă când îți dă câte o spânzurătoare de asta și o mare, că era pentru Mardoheu, o făcuse pentru Mardoheu și Dumnezeu nu avea spânzurătoare pentru Mardoheu, avea o casă și era chiar casa lui Haman, avea un inel și era chiar inelul împăratului, avea un toiag, avea o haină împărătească, avea un car împărătesc în care urma să-l plimbe, avea totul pregătit pentru el. Totul ține de perspectiva pe care noi vrem să o primim. Primim perspectiva dracului sau perspectiva Duhului Sfânt. Diavolul ți arată spânzurătoarea și zice, o să mor în faliment, o să mor singur, o să mor împrăpădit. De biserica asta se va alege praful. Câți au venit proroci? proroci au venit și mi-au zis, de biserica asta se va alege praful, gata, Dumnezeu se judecă cu tine, Dumnezeu se judecă, Dumnezeu, și am zis, care Dumnezeu? Cred că Dumnezeul tău, care e diavolul, că Dumnezeu meu am vorbit astăzi cu el și mi-a zis că spânzurătoare pentru tine, nu pentru mine. Amin. Schimbă perspectiva, îți zice diavolul că mor de cancer, zic că el va muri mâncat de vier, nu tu, Amin? Învață să te binecuvintezi, pentru că am văzut că binecuvântarea gurii mele are putere. Binecuvântarea peste inima mea, binecuvântarea peste mintea mea, binecuvântarea peste picioarele mele. Am văzut picioarele mele că au început să meargă bine, numai când am pus mâna și am rostit și am zis, voi veți merge până mor și mă veți sluji până mor și va retrage retragete în numele lui Isus, În numele lui Isus voi veți merge la biserică până mor. Ca moi să o să merg. Fac și drumeții pe munte. Învățați să vă binecuvântați. Pentru că dacă murim pe spânzurătoarea dracului, este pentru că ne-am lăsat spânzurați pe ea. Și pentru că ne-am dus singuri pe ea. A, Hamanei, ne-ai făcut spânzurătoare? A, gata, ne ducem. Păi nu, cine-i puternic? Tu ești, diavole, tu ești puternic. Tu mă poți spânzura, tu mă nenorocești. Gata, haide, ne băgăm singuri în ștreangul dracului. Și gata, numai noi zicem, nu-mi de tamburet? Hai împinge! Și așteptăm ca diavolul să împingă taburetul. Asta vreți voi cu viața voastră. Asta vreți voi cu viața voastră. Eu numele lui Sus, nu îmi pun nici treangul de gât și nu mă sui nici pe tamburetul dracului. Spânzurătoarea și iadul sunt pentru el. Dumnezeu mie mi-a pregătit o răsplătire și răsplătirea mea este veșnică glorificată să fie Dumnezeu. Am spus când mă gândeam că venea dracul la mine, la mintea mea, deși eram în biserică și îmi spunea tu o să sfârșești dezonorabil, tu o să te faci de râs și o să faci de râs și biserica asta, tu o să cazi în păcat, deși nu exista niciun păcat în viața mea, tot venea un gând care mă hărțuia, era spânzurătoarea diavolului pe care o îndreptase în dreptul meu și o pusese de-a dreapta mea să o văd și era mare, Toni, tu o să te dezonorezi, o să sfârșești într-un mod deplorabil, o să faci de râs biserica asta, biserica asta e doar un, un un foc de paie. Și am început să mă rog și am zis, Doamne, Tu vezi ce spânzurătoare mi-a făcut diavolul? Tu vezi pe ce spânzurătoare vrea să mă suie diavolului? Diavolul, oare asta vrei Tu pentru mine? Și Duhul Sfânt mi-a spus, nu! Oare te uita la Petru din Biblie cum a sfârșit? Oare te uita la Pavel din Biblie cum a sfârșit? Oare te uita la apostolii mei să vezi cum au sfârșit? în afară de fiul pierzării care de la început m-a trădat. Oare te uita la copiii mei plus de Duhul Sfânt cum au sfârșit? Da, Doamne, m-am uitat. Păi acela sunt eu și destinul ăsta ți l-am dat. Glorificat să fie Dumnezeu. Și în timp ce mă luptam în rugăciune cu spânzurătoarea diavolului, v-am spus că a venit o soră la, aici la scenă și îmi spune, frate Tonia, pleacă de că vreau să zic ceva, eram aici pe scenă. Și îmi zice, Domnul mi-a zis că vei sfârși alergarea pe pământ într-un mod onorabil și spre slava lui glorificat să fie Dumnezeu. Să nu crezi că frica pe care o ai în tine este de la Duhul Sfânt. Să nu crezi că frica cu privire la viața ta este de la Dumnezeu. Să nu crezi că frica ta din tine este planul lui Dumnezeu pentru tine. Niciodată frica nu o să fie planul lui Dumnezeu pentru tine. Niciodată! Niciodată! Ridică-te din frică și arată diavolului sfânzurătoare și zi, dracule, pentru tine este. Mai o arătat spre mine.